Și între a 12-a am venit și am spus că medicină nu fac, o să mă duc la management și îmi deschid și o afacere. Atunci am pornit afacerea alături de, de, Andrei, de soțul meu, bineînțeles că mi-a zis că ești inconștientă, că nu știi ce faci, că nu are cum. Eram semi-pedepsită, ținută în casă, tocmai ca să nu putem să facem varianta cealaltă și Andrei umbla prin oraș pe la croitorii, căuta rochii, căuta pantofi, căuta tot ce era. Iar în aprilie, în anul în care am dat bacul, noi am lăsat partea de servicii pentru evenimente. 2024, eu le recomand invitațiilor, dar e o discuție delicată. Ăsta este un calcul făcut, mediu la ce se întâmplă. Dacă îți permiți și poți să dai, ține cont un minim de 1400 de lei de cuplu. Dacă nu poți, sunt sigură că la foarte multe perechi de miri e mai importantă prezența unor prieteni decât darul din plic. Dar asta presupune o comunicare înainte da. și să faci lucrurile clare. Eu îi întreb tot timpul pe miri la o primă discuție în câte persoane se iau deciziile ca să știu ce fel de comunicare o să avem. Că una e să discute doar ei doi și îmi comunică mie în câteva zile și una e să se pună de acord 4, 6, 8 oameni și o să dureze mai mult să luăm niște decizii. Eu, domnișoară de onoare, o văd tot timpul veselă și cu o energie bună și te spui, vai, ești atât de frumoasă, da. dar ce rochii frumoase ai, dar stă minunat, <laughs> uh, hai să-ți mai un pic voalul, ai nevoie de o gură de apă, uite, mănâncă o prăjitură. Pentru asta mi se pare că eu, domnișoară de onoare. Cumva, cred că fiecare uh, 10 pași sunt special creați și se întâmplă pentru acel al 11-lea mai mare și mai important Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast BZI. Înainte de a vă prezenta invitată de astăzi, aș vrea să mulțumesc sponsorului nostru Balcan.ro. Nu uitați, dacă intrați pe site-ul Balcan.ro și folosiți codul de reducere BZI10, aveți 10% de reducere, deci nu ratați această ofertă. Acestea fiind spuse, eu urez bun venit invitate de astăzi, Delia Nistor, wedding planner. Hello! Bună, dimineața! Bine ai revenit la noi în formatul acesta pentru prima dată, dar important e că ai putut ajunge și putem să vorbim astăzi în acest podcast. Fiind un podcast, clar, vorbim și despre tine, nu doar despre meseria ta și persoanele care interacționezi tu, practic, partea aceasta profesională să zicem. Când ne-am întâlnit noi prima dată, tu mi-ai povestit că mă ai început să faci meseria asta de câțiva ani, practic când a fost ceva nou, oamenii se uitau așa ciudat. Acum e ceva obișnuit, nu mai e nimic, e și din comun. Dar dacă nu erai wedding planner, ce meserie ai fi avut? Adică ce te ai fi văzut făcând? Încă îmi doresc și sper să se îndeplinească. Aș vrea să am o cafenea și un salon pe care să le manageriez. Mi se pare faină ideea asta de cafenea unde oamenii vin, interacționează, le vezi starea, dimineață, prânz, seară, mai veseli, mai triști. Și partea de salon mi se pare Cumva pentru o fată să poți să beneficiezi tot timpul de servicii de genul ăsta la dispoziția ta, fără programare, fără m am trezit eu așa, mă simt mai nașpazi, mă o să fac părul, o chestie de genul ăsta. Plus că oferă, într-adevăr, satisfacție femeilor atunci când se aranjează și se acordă un pic de atenție pentru ele, să se resfețe, ca să zic așa, combinația asta. Nu știu dacă doar una dintre ele sau ambele sau, de ce nu, ambele în același loc. O... o, combinație, o inovație, da, inovație, așa, da, o experiență. Cafeanea, da. <laughs> <laughs> și pleci. <îi. laughs> da. <laughs> Sau intri la salon, duci pe aia la cafenea. Exact. Că... <laughs> exact. Ui, văzusem -o, o tip pentru un podcast, spunea că, apropo de păr, ea, pentru că nu vrea să piardă două ori din momentul în care încep să spele pe păr și până la aranjează, <laughs> până se usucă și așa mai departe, prefer să meargă la salon. Da. 45 de minute, ai rezolvat tot. Bine, erau multe <laughs> comentarii de genul, ești pătroasă, nu vrei să te îngrijești, că mă, dușul oricum cum când ți-l faci și te și pe păr, bine, nu trebuie neapărat să te pe nu păr, prea. dar zic că erau foarte multe comentarii de genul de la femei în special, zic și mie mi se părea mai ușor, adică dacă ai mai ales un păr lung și necesită mult timp până îl aranjezi, uite, mă gândesc acum la Teo Roz. și ea spunea că iar da. ea un păr foarte lung și spunea că la fel, prefer să meargă la salon să aranjezi pentru că durează mult. Să... Eu mă spăl pe păr o dată pe săptămână mm -hmm. la salon. Da. Adică nu reușesc să mă spăl acasă din diferite motive. Îmi cade, nu am răbdare să lăs toate tratamentele și măștile respective sau mi se termină fix una de care mai aveam nevoie. Plus, pentru mine este economie de timp. Eu cât sunt cineva îmi face părul, eu pot să dau mail-uri, pot să răspund <laughs> la mesaje, pot să mai fac din activități. Și nu este același rezultat, nu am eu îndemânarea, am văzut fete foarte talentate care fac niște lucruri wow și eu. acasă, se coafează singure în șapte feluri diferite. Eu nu reușesc nici măcar un uscat simplu din perie să iasă cum ar trebui. Și faptul că rezistă timp de șase, șapte zile de la un spăl la altul, mă avantajează enorm. Pentru mine e ceva am văzusem, foarte e, Da, e util. Da, da. În practic... Mai rezolva totul. Da, și eu sunt adeptă acestui <laughs> obicei, chiar dacă am păr mai scurt, dar oricum. <laughs> e exact și cum zici, tu, dacă nu ai îndemânare, ai și na, nu reușești deloc să-ți faci niciun fel părul, mm -hmm. și mai ales dacă ai și un păr foarte rebel, <laughs> <laughs> da. îți dai seama că trebuie să-l faci cumva, să fie drept, să fie cred, să fie eu cumva. Da, uite, uh, apropo de asta, era o tipă care. Uh, se coafa singură, avea tot felul de produse, deci cred că nu știu, nu cred că era neapărat coafeză, dar avea foarte multe produse și mă, de la branduri foarte cunoscute, acum care sunt foarte scumpe, okay. gen Dyson. Dyson, Dyson a, da, da, da. Niște perii, tot felul de chestii din astea, și ieșea un păr, wow, bine, îl avea la fel ca tine mai lung, dar arăta super, zice, că e făcut la salon. Deci își făcea foarte mișto, bucurile alea de Hollywood, arăta foarte bine și multe. Um... Am încercat și eu, mi-am luat, cred că altceva, tot o perie de genul baby, ceva, și am încercat. Adică am zis, ok, mi iau niște produse, mi iau o perie, dar timpul care trebuia să la aloc și rezultatul nu ieșea. Cumva m-a apucat toate căldurile după ce trebuia să-mi fac părul, încât trebuia să mai fac un duș la final, deci degeaba mi-aranjasem -mi părul, nu prea renta e pe partea aceasta, mi se pare că trebuie să ai și un pic de talent și imaginație și îndemânare și da, să-ți faci un stoc de produse și asta mi se și pare important pentru, de scumpe, da da, pentru părul tău să le găsești pe cele potrivite care să-și facă treaba. Da. Bine, tu fiind și roșcată e mai complicat de întreținut culoarea. Un pic. Tu deja te-ai obișnuit, știi <laughs> ce da. trebuie să faci. Persoanele, nu știu, care își fac un baleaj sau alte, se vopsesc, nu știu, alte culori, poate e mai simplu să întrețină. Cel puțin eu știu din experiența mea că mă fac blondă de ani, nu e chiar simplu nici la mine. Sunt un o... O etapă mai jos decât roșcat, ca să zic așa. Pe partea asta de îngrijire și de mers la vopsit. Da. Ca na, crește, de ce nu trebuie să te faci? Dar tu ai fost blondă o perioadă și apoi ai trecut la roșcat. Acum de exemplu, te vreodată te ai te -ai gândit să revii la culoarea de dinainte sau vrei să rămâi roșcat nu așa? mai. Am fost mereu? am fost roșcat câțiva ani din liceu. M-am făcut, iar tranziția de culori blond, verde, mov, maro, am avut-o cât am avut uh, între sarcini, să zic așa. Uh -huh. După nuntă, între sarcini, când cumva mă jucam cu părul, apoi uh, nu mai puneam vopsea sau mă întorceam la culoarea mea naturală ca să-l lăs să crească. Iar acum că am terminat capitolul ăsta, am zis că okay, mă întorc la roșu, asta e preferința mea și nu am de gând să o schimb prea curând. Poate da, mă mai apucă ceva, dar nu văd să zic um, da, um, da. nu. Da, e important să ne găsim noi uh, lucrurile potrivite și <gânt> să fim bine cu ele. Uh, dar uite, tu ziceai că... Uh, Planurile, visurile sunt să ai și o cafenea și un salon, dar da. în direcția aceasta sunt făcuți deja pași sau... Nu. Nu, doar așa, da. la stadiu de idee. Momentan focusul rămâne pe partea de organizare de evenimente și aici sunt planuri făcute pe câțiva ani în avans. Acolo ar fi ceva, poate, nu pot să zic pensie în niciun caz, <laughs> dar în viitor, când o să fie... O, copiii mari, eu bătrână, <laughs> să fie așa un uh, spațiu al meu. Uh... Bine, tot oricum interacționezi cu oamenii. Ceea da. ce îți place, se pare că? că asta, tu, da. asta, asta, tot pe zona asta ești. Semi-management <laughs> și interacțiune, da. Da. Deci ești genul de persoană care, care nu se potrivește o meserie, nu știu, la birou, taciturnă, mai... Nu <laughs> cred că aș putea. Am luat în considerare și când era cu pandemia sau în diferite cazuri, dar nu nu reușeam să mă imaginez într-un singur loc și prinsă așa mai, mai mult ore. Da. da, da. Dar părinții te... toți părinții noștri ne visau la un moment dat într-un, la un job anume, într-un domeniu anume, dar când auzi de să de wedding, planner, pentru că ei oricum trăiesc în vremuri unde nu exista cel no, puțin concepții de genul, cuvinte în engleză, denumiri de engleză, <laughs> <laughs> cum e acum, știi, la multe meserii se ia varianta asta în engleză. Deși dacă zici Știm cu toții dacă ești secretară, da. varianta în engleză sunt mai frumos, mă, că ești assistant, assistant manager, manager <laughs> da. știi? da. da. ești? <laughs> uh, ai mei sunt foarte încântați acum și mă susțin foarte mult, dar în clasa 11-a eu încep să fac pregătire pentru că urma să merg la medicină nu știu de ce toți simtați de, ce am avut în mai perioadă vreau să facă medici, să dea la medicină. Era Dar un trend atunci. eu neapărat. Da, era un trend. Adică jumătate din clasa mea de la momentul ăla chiar a mers la medicină și chiar erau buni înspre asta și au terminat, profesează. Era o chestie de familie Cumva mama vedea foarte potrivit Că aș fi poate capabilă și să învăț Și că e un domeniu care te asigură Pe viață și de doamna doctor Și așa mai departe Am început să fac pregătire Mi-am dat seama că nu aveam capacitatea De a reține lucrurile respective Să le leg și cu o logică Adică poate învățam informația motamo, Din caietele respective Dar eu nu făceam da. conexiuni între ele Și într-a 12-a am venit și am spus că medicină nu fac, o să mă duc la management și îmi deschid și o afacere. Atunci am pornit afacerea alături de, de Andrei, de soțul meu. Bineînțeles că mi-a zis că ești inconștientă, că nu știi ce faci, că nu are cum. Eram semi-pedepsită ținută în casă, tocmai ca să nu putem să facem varianta cealaltă și Andrei umbla prin oraș, pe la croitorii, căuta rochii, căuta pantofi, căuta tot ce era. Iar în aprilie, în anul în care am dat bacul, noi am lăsat partea de servicii pentru evenimente, care a fost complicat. Adică am primit cumva hate și din partea părinților, și din partea profesorilor. Normal că focusul meu nu mai era înspre școală 100%. Am început să mă acces și pe altceva și se vedeau niște schimbări. Dar în loc să primesc susținere, am primit numai palme, așa că nu o să meargă, că nu o să fie bine, că n-ai ce face, că timpul. Da. Tă, 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 tă. Bine, Dar, e specific nou, românilor, da. în general. Să nu crezi în ceva. Da. Acum mă bucură că 10 ani mai târziu uh, reușesc să-i uh, să ajut și pe ei și să ne susținem mm -hmm. din acel mic vis care, da, a presupus multă muncă și a tot evoluat între timp în diferite uh, zone, dar uh, nu pare rău. Bine, dar tu deci ai început să faci asta în liceu, deja aveai uh, da. planurile, ai trecut la treabă mm -hmm. cu soțul tău, ați, ați început să faceți asta, dar aveați ceva buget sau cum ați procedat? Adică... Buget uh, avea Andrei, cred că, nu știu, 2000 de euro strânși la momentul ăla, care noi am calculat și am zis că ne ajunge, facem. Da. Când am început să facem lucrurile, ne-am dat seama că, nu, ne-ar fi ajuns banii ăia nici acum Niciodară 10 ani nu se potrivește. și uh, uh, el a ajutat foarte mult pe partea asta. El, fiind mai mare ca mine cu patru ani, lucra, reușea să strângă banii altfel. Eu am lucrat până să încep jobul, să începem afacerea noastră, lucram și eu în tot în domeniul ăsta și ce strângeam fiecare și cumva fiecare părticică care o adunam noi, începeam să avem evenimente, totul reinvesteam, reinvesteam astfel încât să reușim să creștem. Și cam într-un an, un an și ceva am reușit să facem fluxul ăsta. Dar am pornit cumva o. Cu un împrumut. Da. Andrei m-a împrumutat pe mine, i-am pus noi acolo jumătate jumătate, în timp eu îi dădeam lui datorii, adică a fost Ca tot chestie de. Discuții, asta. fie da? da? Da, da. apar certurile la bani. Apar. Totdeauna și trebuie să fie corect. Noi și acum suntem, da. cu, suntem cu banii împărțiți, nu suntem cu banii la comun. A, uite Că multă chestii... lume se întreabă, da? A, păi, nu, adică dacă e ceva pentru care. Casă, la voi, e jumătate jumătate. Da, punem și jumătate. Dacă este ceva pentru mine, nu știu, un ruj, o pereche de papuci, mă duc și mi-i cumpăr, nu mă întreabă nimeni dacă el își ia ceva pentru el la fel, dar tot ce ține de cheltuiel, casă, copii și uh -huh. business, că da. suntem împreună în toate, e jumii jumătate. Da. Și mi se pare că asta a funcționat tot timpul, mai ales că era o diferență la începutul relației noastre de venituri și de posibilități și ca să nu fie fix cu te învață și mama și ca să nu scoată mama ochii, nimeni la un moment dat, da, da, e mai ok așa. Da, da, păi vedem, sunt situații când apar astfel de discuții și certuri și mai bine să fii liniștit. Da, da. Să nu apar și să merg și afacerea, că na, până la urmă business trebuie, voi fiind împreună tot timpul, cred că na, și la muncă și da. la, la familie și acasă, peste tot, E normal că trebuie să faci un pic distinția între faptul că trebuie să muncești, să exact. faci business-ul și să fii și tată, mamă și așa mai departe. Că na, nu sunt nu e același lucru. Dar uite, îmi pare că la voi a funcționat de atâția ani, sunteți ok așa. Am reușit să ne împărțim cumva rolurile, dar cred că ne-a ajutat dinamica aceasta de a lucra împreună foarte mult. Încă de la început am avut poate anumite impasuri sau perioade mai grele da. sau certuri, pentru că e inevitabil viața personală cu munca când nu mai ai o definiție foarte clară, dar am încercat să ne găsim bucuria, adică nu știu, eram uh, la job, ne focusam pe asta și la un moment dat luam o pauză și spuneam, ok, hai să mergem în oraș să mâncăm sau să bem o cafea, dar nu mai discutam despre job. Discutam despre cu totul altceva. Mergeam la un film, făceam o plimbare și încercam să nu discutăm despre lucrurile alea. Și treptat ne-am făcut o dinamică astfel încât să facem diferențele și cred că e important că fiecare cu rolul lui cumva. Eu sunt pe partea aceasta mai creativ, să zic, nu știu, mai agitat. Eu am idei și propuneri și mă entuziasmez foarte repede. Andrei este tot timpul cel care vine, ok, ce hai să calculăm pământ. ce înseamnă, ce presupune, <laughs> da. unde va duce asta în 5 ani, care e rentabilitatea, care și cumva, a, ok, <laughs> mai adăugăm, mai scoatem, mai vin eu da. cu ceva, el îmi explică din viziunea lui lucrurile și găsim o cale de mijloc. Da. Asta a contat, cred că cel mai mult. Păi întotdeauna uh, trebuie să găsești o cale de mijloc și să cauți soluții, nu să te apuci să te cerți în continuu și să dai vina unul, să dea vina unul pe celălalt că uite ai greșit tu sau nu. Da, bine și, da, și, din cauza nu, ta. Da. <laughs> lucrul nu mai merge. Dar uite, după atâția ani de business, că na, voi sunteți deja antreprenori... De 10 ani. De 10 ani. Eu, cel puțin. Da. <laughs> uh, bine, am lucrat mult. un pic înainte, deci o trecere de la angajat la antreprenor... Uh, toți îmi spun că muncesc mai Foarte mult decât. Puțin. A, da. Eu nu aș da. putea să compar. Adică, cred că am lucrat un an și ceva part-time, că am început pe la un 17 ani. Nu am simțit-o. Dar de da. când am început să lucrez doar pentru noi, până de curând, chiar râdeam pe chestia asta. Noi lucram de uh, Crăciun, de Paște, pentru că erau evenimente la care trebuia să fim prezenți. Și am avut, după șase sau șapte ani consecutive, am avut un Crăciun liber. Cred că a fost cu pandemia, s-a nimerit sau ceva. <laughs> da. Și stăteam așa și mă uitam, păi și noi ce facem? Azi, de Crăciun. Mama îmi spunea, nimic, nu faci nimic, stai în casă, vii în vizită, te plimbi. Eu a nu fac nimic? Trei zile? Da. așa fac oamenii de Crăciun. Deci eram cu totul Tot a -a pe altă... De... <laughs> lume. Da. da. Bine, dar tu ai și postat, cred, un filmuleț cu, dacă nu mă înșel, în perioada sărbătorilor, că oamenii deja erau plecați în vacanțe, mulți se întorceau da. după Sfântă Ioană și tu erai, de ce nu mă sunați, știi, la modul <laughs> ăsta, nu mai aveți timp toți. De Eram că... la început de decembrie și mai aveam lucruri de rezolvat pentru mirii mei că și cu filmulețul respectiv mi-am luat așa ca și cum... Hate, Da, chestia aia că, a, că, că nu mai faci tu bani și ești supărată, știi? Dar nu avea nicio legătură, nu era vorba de bani, era vorba să mai rezolvăm lucruri pentru clienții noștri comuni, dacă da. am avea un contract împreună, care mai puteau fi rezolvate. Și deja pe 6-7 decembrie am primit răspunsul ăla că da, ne auzim după sărbători. Și eu calculam, dar mai sunt vreo două săptămâni de... Zile lucrătoare, adică până pe 23 măcar, nu mai zic că între Crăciun și Revelion, mie mi se pare că mai sunt vreo două zile în care da. poți să rezolvi da. lucruri. <laughs> și știam că duce până pe 7-8 decembrie, tocmai grădinițe, școli închise, diferite da. sărbători, unii au liber, unii nu. Și mi s-a părut așa un timp pirosit, eu așa l văd, un timp pirosit, unde puteai să mai scoți de pe listă 5-6 lucruri, să intri în minus cu ele pe 2024 au rămas acolo bagajul cu care începe anul nou e mai mare. Dar mh. Ai rezolvat până la urmă? Da. <laughs> asta e important. Am găsit oameni care lucrau în perioada <laughs> aia și da. m-au ajutat. Și că... care lucrau. Da. da, apropo <laughs> de asta, am văzut firme de curiera, s-au mișcat foarte greu după sărbători. Deci au erau... avut câte două zile libere. Au avut 25-26 liberi? Nu, no, da, chiar așa acum, după sunt Ioan, adică... A, încă sunt Da, întârzieri. erau foarte... Da, noi cei care muncim cum ești tu în perioada asta, că na, asta e meseria, nu ai ce să faci tu, la fel cu business-ul tău. Suntem așa, un pic oripilați, știi, și un uităm ciudat la cei care totuși nu munciți și cu voi. Cred că e tocmai din cauza că cumva e mai greu tot pentru noi după, dacă se adună da, foarte multe corect, lucruri da. nerezolvate de la o săptămână la alta, dar da, la un program constant mm -hmm. sau un target mai uh, lejer, na, nu te interesează atât de Depinde de, de domenici, drept. Da. E la fel peste tot. Na, normal să fie și persoane care își au și concediu în perioada asta sărbătorilor, că mm -hmm. vor să fie total uh, rups de muncă, de serviciu, să se relaxeze complet. La, uite, uh, voiam să te întreb după 10 ani de business uh, antreprenoriat, dacă ar fi să o iei de la capăt uh, ai face la fel? Adică ai schimbat ceva? Tot timpul mă gândesc că Dacă schimb ceva la un moment dat Nu te mai duce în punctul ăsta uh -huh. Și asta e un pic Parcă n-aș ști dacă m-ar fi dus mai departe Sau mai jos Aici Poate aș mai fi schimbat Atitudinea mea de-a lungul timpului Cu anumite persoane De multe ori am avut neplăcerea De a fi luată de fraieră Sincer Era mai tânără Da, nu? Dar... fiind tânără Mie îmi place să socializez, să stau de vorbă, n-am știut tot timpul să fac o diferență clară între angajat și angajator și m-a mușcat uh, ulterior destul de tare. Cred că aici aș mai fi umblat un pic, dar pe de altă parte mă gândesc -ai că poate nu, nu? Da, nu m-ar fi pus în contact cu anumiți oameni sau nu mi-ar fi creat alte uh, beneficii firea mea cum e ea în general. Dar nu aș face foarte mari schimbări. Cumva cred că fiecare uh, 10 pași sunt special creați și se întâmplă pentru acel la 11-lea mai mare și mai important. Deci nu aș schimba. Prea Dar multe. acum poți spune că aveți un business de succes? Începe să fie un business de succes. <laughs> da. da. Este încă în creștere. <coughs> Și creșterea asta înseamnă că vreți să extindeți, nu știu, să vă extindeți pe mai multe zone din țară sau cum anume vreți să procedați? Pe partea de evenimente, eu caut să-mi formez o echipă. O începem și cursurile de planning, acum din februarie eu le voi preda și îmi doresc să creez cât mai multe persoane capabile și într-un anume stil de muncă în zona aceasta, pentru că urmează să fie o cerere foarte mare pentru serviciul de planning și clar și furnizorii vor trebui să fie, dar îmi doresc să fie bine pregătiți și într-adevăr să ajute cu ceva în tot ce înseamnă organizare și mai ales să iei parte la nunta cuiva, nu mi se pare chiar așa un job pe care să-l iei la mișto. Trebuie să fii alături de ei în mai multe puncte de vedere și mi-ar plăcea uh, să creez zona aceasta de echipă, astfel încât să știu că ei pot merge la cât mai multe evenimente iar eu să-mi păstrez focusul într-adevăr pentru nunțile acelea wow, mai deosebite, stil destination wedding. Am și în prezent nunți în toată țara nu duc lipsă dar uh, cumva... Programate deja, da, sunt programate deja pe viitor, peste 2-3 ani, cumva să stau și eu mai mult pe acasă, să fiu mai aproape de ai mei și să pot să manageriez partea aceasta. Și în continuare, partea cu agenda îmi doresc să ia amploare și oamenii să înțeleagă cât de folos ar putea fi pentru cei care nu-și permit un wedding planner sau își doresc să organizeze ei singuri și le face plăcere, dar să aibă totuși un ghid și un suport informațional, să creăm o constantă de acolo. Apropo, voi aveți concursul mm. acela cu... Cu notat gratuită, să, da, da. Când, Până când mai e? Până pe 31 martie este, Regulamentul este pe site și tot ce înseamnă termeni Avem un deadline, să zic, până pe 31 martie Și un număr de agende care trebuie mm. să se vândă Ca să putem să acoperim costurile până Încă acum? nu l-am atins <laughs> Mai este ceva până acolo Dar mai sunt eu sunt încrezătoare, este ianuarie, urmează târgurile, acum au început miresele, pregătirile, mai ales pe 2024 este o avalanșă de organizare și încep uh, și fetele care au fost cerute de Crăciun, de Revelion, de sărbători, își planifică pentru 2025 sau 2026, încep acum căutările. Da, bă, nu își mai planifică, uh, își planifică pentru peste 2 ani, evenimentul, Cam așa. dar puțin care, mă, nu știu, se mai uh, bag așa, mă, uh, sunt nerăbdători să zic și vor să facă repede. Nu mai sunt uh, tineri, uh, sau nu neapărat tineri, persoane care vor să facă așa, majoritatea mai de 2-3 ani, da, așa mai din scurt. Cred că sunt influențați și de faptul că nu mai găsești locația care să-ți placă ție Nici disponibilă. Nu prea. Nu. <laughs> Avem locații cu care eu țin legătura. Sunt uh, toate sâmbetele din 2025 ocupate și jumătate din duminici. Deja. Dă-mi top 3 locații atunci, care sunt cel mai căutate. La noi neaș. Cele mai căutate la noi în Iași? Ca o, să știu oricum cei care vor să programeze că nu mai au șanse să ia în calcul alți ani. <laughs> cred că sunt mai multe. Chalet Cabana Bucium. Foarte căutată. Păi, relativ, e relativ deschisă de câteva ani, nu? De vreo 3-4 da, ani, da, cred. Da. Foarte și așa, căutată. Bă, da, așa da. succes are. Da. E un concept, e stil natură, da. e un pic mai diferit, îmbrăcat în sticlă uh -huh. și oferă câteva servicii extra gen live cooking sau mâncăruri mai deosebite decât standardul și este căutată restaurant cu la Castel. Fine dining zici, cred, nu? Fine dining nu sau nu neapărat? neapărat fine dining. Eu, am, ultima nuntă pe care am avut-o la ei a fost pe 30 decembrie, între Crăciun și Revelion, iar la meniu Miri au avut sushi, pizza și live cooking cu gratar. Da, interesant. Ceea ce nu-ți poate oferi orice locație. Corect, Sunt da. deschiși la lucruri de, de genul acesta. Da, cred că de asta și mulți optează pentru, pentru da. varianta asta. Da. Și da, e fine. Restaurant la Castel. Da. În continuare, este foarte căutat. El este de, da, este cu vechime. Deci... Are avantaje, ai mai multe săli, ai cazare, ai parcarea, ai variantă de să faci pozile în natură, o, cumva e un complex care îți oferă destul de multe lucruri, și o zona de la Cirii care bubuie destul de tare. O, Calypso, Elysium uh -huh. au luat amploare și am avut evenimente frumoase bine realizate la ei, care din nou oferă o experiență mirilor. Poți oficia cu unia civilă, pe malul lacului, ești cumva în natură, în oraș. Da. ceea ce caută destul de mulți mii. da, da, pa partea aceasta cu natura să te simți, uh, să fie în natură, să faci poze să mm -hmm. uh, tot să fie legat de natură, inclusiv cred că și decorațiunile sunt făcute, um, am văzut apropiate da. nuanțe de alb cu verde am văzut ceva pe natural, mai mult și rochea, și, uh, tot se duce în zona asta e un au mai acum. fugit de sălile clasice, impunătoare mm -hmm. stil uh, ballroom st Stilul acela mai clasic, cu stâlpi înalți sau da. prea aglomerate, să zic. Și nunțile au devenit un pic mai relaxate, nu atât de elegante, de pompoase, să zic, și mulți dintre miri, da, merg în stilul acesta. Mai boho, mai relaxat, mm -hmm. mai calm. Da, da. Boie-mi, așa. <laughs> da, da. Da, nu asta, oricum, cred că se scumpesc din nou meniurile. Am văzut că se scumpesc peste tot, din nou. Deci, anul trecut a fost, anul ăsta la fel, nu știu cât poate să ajungă un meniu. Adică, te gândești, mergi la o nuntă, să zicem, dacă sunt niște prieteni de -ai tăi, uh -huh. în cuplu, cât poți să dai? 1500 de lei ca să acopere măcar cheltuielile? Mini. Minim, nu? Da. Păi mă gândeam că nu mai... E. Bine, încă n-am pus anunțată... Denunți? Denunți, poate cu mătrii, încă nu. Am Pe prevenit. 2024 eu le recomand invitațiilor, dar e o discuție delicată. Asta este un calcul făcut mediu la ce se întâmplă. Dacă îți permiți și poți să dai, ține cont un minim de 1.400 de lei de cuplu. Dacă nu poți, sunt sigură că la foarte multe perechi de miri e mai importantă prezența unor prieteni decât darul din plic. Dar asta presupune o comunicare înainte da. și să faci lucrurile clare. Și, din nou, sunt oameni care și eu primesc comentarii că bi, nu merg fără 2.000 de lei la o nuntă. Foarte bine. Dacă ai posibilitatea și nu e un efort financiar pentru tine, ok. Dar da, înțeleg și pe oamenii care poate au 5-6 nunți anunțate pe o vară și atunci ce faci? Renunți la concediu, renunți da. la plăcerile familiei ca să mergi la nuți. Înțeleg că nici asta nu e ok, nu e okay chiar da. dacă sunt acele datorii, că oamenii au fost înainte la tine. Da. Și nu poți să compari că au fost la mine în 2017 și eu merg în 2024. Nu poți să-i pun 800 de lei cum am Clar. primit eu atunci. Clar, da. da cum. Bine, dar am văzut că ai primit comentarii și la postarea cu uh, faptul că voi scununați și cât o să da. dați canaș. Da, am văzut acolo, era, <laughs> era, e tot yeah. așa. <laughs> uh, e. Gen... Nu neapărat înțeleg oamenii din comunitatea mea uneori, este că sumele acestea nu le visez eu într-o seară. Eu, organizând nunți și fiind alături de miri, dimineața îi ajut să numere banii și să achite furnizorii și să-și facă o listă. Și văd cât se oferă. Știu costurile din spate și văd cât se oferă. Iar eu le vorbesc lor despre o medie. Generalul pe care eu îl văd la evenimente. cam am avut nași care au venit doar ca să le fie alături. nu au avut nicio posibilitate financiară și oamenii au o relație minunată în continuare. Am avut nași care au oferit daruri de mii de euro. Și la fel. Adică nu, nu sunt niște reguli scrise. Sunt niște calcule de bun simț, da. să spunem. Sau cam cât cum se obișnuiește chestia aia? Cum merge masa? Da, da. Despre asta le vorbesc Bine, eu se constant. vorbesc între ei și invitații. Mai, <laughs> mai vorbesc, da. Mai da, vorbesc, da. Am, am sezisat și eu. <laughs> Dacă cumva funos, fiind da. același grup de prieteni, nu știu, masa colegilor de muncă, masa mm -hmm. verilor, masa prietelor da. mai apropiați. rudelor și mai departe, da, da. Cam primești același dar la masa <laughs> respectivă, cam așa. Da, bine, întotdeauna diferența o fac părinții, nașii, da. poate frați, surori, mm -hmm. prieteni, rude mai apropiate, zic Acolo, știu, în general, da, acolo sunt în diferență. sunt invitații care, nu știu cum ziceai tu, că au datorii. <laughs> Când da, așa se percepe, eu am fost la tine, tu ai fost la mine, trebuie să mergi și eu la tine. Sau... Exact, exact. Da, cam așa se percepe. Deci clar, anul ăsta vor fi cheltuieli mai mari. Meniurile sunt stabilite ca și prețuri pe 2024, chiar și pe 2025 locațiile, mare parte dintre ele au stabilit un preț fix și de se vor semn... ține de acela. Dacă semnezi contractul semnezi contractul. Da. da, sunt puține locații care chiar dacă ai un contract semnat, au o clauză cum că își lasă o marjă de scumpire, dar și aceea nu este foarte mare. Este menționator procentual, să zicem, nu știu, 5%, 10%, sau maxim 30 de lei da. se va scumpi meniul. Care, din nou, tu vei afla prețul final cu o lună, două, trei înainte când mergi în anul respectiv să faci o degustare sau să stabilești mm. ultimele detalii. Dar un contract semnat și o anexă la contract cu prețul scris pe hârtie, n-ar trebui să lipsească. Acum bănuiesc că diferența de procent o fi vreo 5-10%, nu cred Cam că așa, chiar așa de mult. Nu, nu, da. nu sunt exagerări, dar de luat în calcul. Da, uh, Da. păi oricum trebuie să iei în calcul când, organi, când te pregătești un astfel, astfel de evenimente ca orice alt eveniment ce necesită sume mari, adică na, mai apar cheltuieli pe parcurs. Avem uh... Bugetul, când îl facem, în general avem jos acolo neprevăzute. Da. 5-10% din bugetul total sunt pentru lucruri neprevăzute, ori de care ai uitat, ori de care apar scumpiri, lucruri da. de genul acesta, ori nu știu, ești nevoit să mai apelezi la un furnizor, să spunem, da, sau pierzi ori... un avans. Intră acolo. Da. Uh, dar uite, uh, noi, românii, când facem, nu m. Suntem obișnuiți să avem dar de nuntă, da? dar de nuntă cu bani, da. numesc bă, de la invitații. În alte state, am văzut în alte țări, e cu cadouri, nu se practică. Bine, am mai văzut, cred că prin Italia, că am mai început să obișnuiască și ei, că sunt mulți români și dacă merg, <laughs> au și schimbat. <laughs> da. Dar ție, de exemplu, dacă ar fi să vorbim despre nuntile din străinătate, făcute de străini, nu uh -huh. de români. Care îți plac? Adică ai ceva preferat? Îți place foarte mult, nu știu, ceva la ei anume? Sunt mm. americani? <laughs> nu. No. No. Îmi plac foarte mult nunțile gen <coughs> Italia, Grecia, cele pe plajă sau pe coastă, cu mai intime, cu 30-40 de oameni, dar cu un decor foarte fain. Și la fel de mult îmi plac nunțile stil libanez sau stil arab acelea super grandioase. Doar că oamenii au niște săli din acelea de evenimente, da. e o hală, goală. 500-1000 de oameni. Exact, da. și aduc ei tot. Bine, în Bucovina se mai practică nu? din acelea. Sunt, sunt. Eu sunt Dar... din Bucovina și cred mă că A, -a știu. Ai participat da. la evenimente da, de genul. Toată seara, toată noaptea aștepți invitații, <laughs> da, da. cu invitații, nu se mai oprește. Am uh, auzit și nunti mari, tot în zona Bucovina, care se desfășurau în două sau trei săli, într-o parte erau o formație, într-o parte da, era un DJ da, într-o parte da. era bine, ceva acum nu mai sunt, dar erau la un moment dat da, wow. da, da. bine, ei oricum și practică foarte mult în acestea tradiționale adică se îmbracă în costume tradiționale uh -huh. dacă se duc, nu știu, la iertăciune de exemplu da. că ei păstrează tradițiile dar chiar și așa, oricum e, un, e așa un adevărat spectacol acolo, că ei se duc cu caleașca, cu cai uh -huh. bă, deci, au alai în spate e interesant, încă mai păstrează păstrează și astea, tradiția da, da. Nu toți, dar da. sunt mulți care fac asta. E, e fain. N-am da. avut încă evenimente în genul ăsta. Da. Uite, și la evenimentele de genul ăsta, îi pui dar normal în plic? Da, până, dar pui normal. dar normal. Da, bine, acolo se practic cu mulți nași. Asta, da, știu. știu. Da. Și la... Eu, de exemplu, am curunat și am fost perechi de naș. Wow. <laughs> Ce să vă mai Dar și la, de la felie. Prezidiu, lungă? Nu. Nu, okay. sunt mese normale mm -hmm. Sunt doar părinții, de exemplu, dacă stau lângă, mierii, lângă miri da, Sau nu știu, dacă vor neapărat O pereche de naș să stea Stau, dar nu există niciodată Conflicte sau nemulțumiri De genul ăsta da. Pentru că se știe că sunt mulți Adică, nu știu, e o raritate să fie doar o pereche Sau două gen <laughs> Evenimentele de genul ăsta mi se par Împrumuturi pe termen scurt și mediu Clar Ești cu bani de la nuntaia, să spunem da, să zic, dar eu... dacă tu trebuie să mergi la 10-15 anunți pe an, dacă ți-au venit ție vreo 400-500 de oameni, cam ai și tu de mers după aia la anunți Da, dar mai și tot acolo. <laughs> da. acum da, da. <laughs> da, da. În vreo 3 ani e, ai făcut așa <laughs> da. dar, <laughs> de tot Dar chiar și așa, să știi, dacă mm. sunt 10 perechi de nași, și mm. nu o dau toți nașii la fel fiecare decât vrea nu ah, se înțeleg între da, ei, da. adică tu, noi suntem obișnuiți aici în Iași să dăm, da, o pereche de naș cum dădeai de exemplu, 1000 de euro, mm -hmm. da? Ei acolo nu înseamnă că tu îți dau fiecare, fiecare pereche dă o mie de 1000 de euro. Poate, cât da. Vor, în... e funcție de relația cu mirii. Păi și dai seama că dacă ai 10 perechi de și fiecare îți dă câte 1000 de euro, de euro, de oro, <laughs> păi... Uh. <laughs> E bine da. așa. <laughs> da. Nu, ce am mai văzut în, la anunțile din afară, spuneai de dar și de uh, varianta aceasta de cadou sau nu, știu că sunt zone unde oamenii își plătesc strict consumația de la restaurant, gen 50-100 de euro. Sunt zone unde nu dau niciun cadou sau un cadou simbolic, dar cumva mirii își asumă cheltuia la cu totul anunții. De asta pentru ei a face a nici nu fac nunți atât de mari și de extravagante mm -hmm. pentru că presupune zeci de mii de euro de cheltuit. Ei sunt conștienți, au un buget, un fond pentru asta, da. care sunt dispuși să facă ok, care nu, nu, nu. Dar darul la noi, mi se pare că era de acum 20 de ani, să spunem, când ofereai ceva, ori bani, ori un cadou, ori o zestre, ori o găină, orice se oferea. Bine, după Revoluție, cred că s-a dezvoltat obiceiul ăsta mai mult. Da, pentru că, că uite, Cuplurile nu stăteau împreună, nu se puteau muta împreună până atunci. Aveau nevoie de o casă nouă sau să se mute la unii dintre socrii. Aveau nevoie de un avans pentru casă, pentru teren, pentru mașină și puteai să-ți cumperi lucrurile acestea. Adică acum 15 ani, da, după o nuntă rămâneai probabil cu avansul pentru apartament mm -hmm. și tu după aia îți făceai o rată. Dar acum s-au schimbat chestiile astea. Ei deja locuiesc împreună, am cupluri care sunt de 10-12 ani împreună și fac pasul ăsta orică ok, bine fie sau da. Mi-am bifat partea de job, carieră și ce mai este, pot face asta, am timp să mă ocup de o nuntă sau hai să-i fac pe plac mamei că insistă foarte mult, că am doar un copil și eu nu o să te vă mirează sau mai știu eu ce. Deci mi se pare shift-ul acesta între dar și ce presupunea el înainte, ajutorul pentru miri într-o viață nouă, iar acum e doar ca să te acoperi cheltuielile, adică nu mai este uh, faci nuntă pentru bani sau te îmbogățești după o nuntă, e cam greu. Acum ești bucuros dacă nu rămâi dator. Da. <laughs> dacă nu ești pe minus, știi. E... Să nu ești pe minus foarte mult. Bine, bă, luând în calcul și scumpirile, și practic totul s-a scumpit. Nu putem da. zice că în ultimii trei ani, cred eu, patru. Foarte mult. Tot ce înseamnă. Foarte mult. Cheltuieli cu unta sunt mai mari. Meniu, meniuri, băuturi, furnizori, decor, absolut totul s-a scumpit. Cumva și uh, oamenii care vin și prestează sau muncesc pentru tine, adică noi când aveam restaurantul, plăteai o tură la un ospătar, să spunem, pentru o nuntă cu, nu știu, 100 de lei, 120 de lei. Era tura întreagă omului respectiv și stătea aproape și 24 de ore dacă era necesar. Acum e 300 de lei, 350. Da. Totul s-a modificat. Da, până la urmă, cred că um, nu ai cum să-i dai omului 120 lei ca acum 3 ani, pe pentru nu că vine și nimeni. cheltuielile sunt la fel da. de mari pentru ei. Exact, să, el când da. își face coșul de cumpărături la magazin, da. nu mai lasă 300 de lei pe un coș lasă plin, șase. lasă 600. Da, 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 tocmai de aici foarte multe scumpiri. Da, e, până la urmă, când e în calcul ți-am un astfel de eveniment, e în calcul și modificări ce pot să apară peste 2 ani. Pentru că, na, asta zic, dacă nu te grăbești să-l faci în anul, în jumătate de an, un an, față de uh -huh. momentul cererii în căsătorie, e în Deși ar fi... Ideal, așa. Da, ar fi mai rentabil să-l faci mai din scurt. Pentru că toți furnizorii, mare parte dintre ei, vor fi dispuși să-ți acorde reduceri sau extra beneficii, pentru că tu le vei ocupa o dată care pentru ei era deja bă, ca și moartă în calendar, gen data asta n am mai ocupat-o, care sunt șansele să se mai ocupe? Mici. Când vine cineva și vrei să negociezi, vor fi deschiși să negocieze cu tine. Da. Dar tu ai participat la vreun tău în străinătate? Nu ca am și organizat ca și invitat, da. da. Ca și invitat am fost. Și ai dat bani sau cadou? Era vărul meu, am dat bani. <gântu -i> <gântu -i> nu că și eu am fost, n-am văzut cu Și la, și fere. la am fost la cealaltă verișoară și am dat tot bani. da. da. Păi asta zic, eu am fost în Italia și am văzut că acolo s-au adaptat și ei. Dar nu au <laughs> primit de la toți. Bine, Uite, ei nu, nu au nici nu știau toți. că după momentul botezului, da. este petrecerea și ține până dimineața, adică ei credeau că se termină cu masă, era ei, nu? Da. da, nu știu, la ora 12, 11. la o și da. gata. <laughs> nu, <laughs> nu, păi, na, în străinătate sunt și mulți români în anumite țări, clar. Mm -hmm. Ei fac după tradițiile românești, nu fac. Adică încearcă să le combine oarecum, dar tot, să le mulți că românească, da. de ce? mai, de ce? mai de ce? mult DJ-i sau formație tot românește, mai mulți invitați români, clar, mai puțini străini. Dar na, da, până la urmă, evenimentele acestea, eu zic că cei care vor să le organizeze, cum ziceai și tu, dacă este și după 10 ani de căsătorie, de relație da. și mai departe și îți permiți și vrei să-l faci neapărat, îl faci. Adică nu, nu există o regulă. Acum totul e la latitudinea... La După priorități, da. Na. da. Și poți să ai un eveniment mai mare, care să fie mai rentabil ca și costuri, da. dar poți să ai și un eveniment restrâns care să fie mai rentabil. Depinde de priorități și de plăcerile fiecăruia cumva. Da, dar uite, aș vrea să spui care sunt cele mai um, multe lucruri preconcepute, ca să zic așa, despre voi wedding planner că mulți cred că când aud se gândesc, în primul rând, zic eu, e faptul că voi câștigați foarte bine. Uh -huh. <laughs> Spune sigur că, deci cred că multă lume zice asta, nu? <laughs> da. da, unii, la... Asta s-a făcut și din cauză că foarte mulți wedding planneri nu au prețurile afișate sau transparente. Și se insistă foarte mult pe ideea, hai să ne cunoaștem, hai să stăm de vorbă și apoi eu pot să-ți dau un preț. Ceea ce eu înțeleg și pe de o parte este corect, pentru că munca din spatele unei nunți mai simple și nu se referă neapărat la numărul de persoane organizarea. Influențează și numărul de persoane, dar cât de mulți prestatori vrei tu să ai, vrei un concept unic, vrei să-ți vină nu știu ce interpret să cânte, trebuie să aducem într-un local tot, mese, fețe de masă, șervețele, schimbăm chestii presupune o muncă, iar când am un eveniment simplu, eu nu vreau să fiu luată de acasă, eu vreau să merg la biserică, apoi să fac niște poze la restaurant și nu vreau niciun moment artistic, munca e total diferită aici odată. Ce nu înțeleg oamenii față de alte alți prestatori de evenimente, noi nu prestăm doar în ziua evenimentului sau cu o zi înainte și atunci. Formația vine, îți cântă optore, ore, a plecat. Fotograful vine, face pozele și într-adevăr el mai are un timp de editat. Restaurantul face aprovizionarea cu două, trei zile înainte, gătesc bucătari, ospătari, dar el a terminat munca cu tine în dimineața respectivă. Noi preluăm comunicarea și organizarea anunților cu doi ani înainte, un an și ceva. Da, nu vorbim zi de zi cu fiecare pereche de miri, dar în spatele capului sunt tascurile care mai trebuie rezolvate. Creăm o relație cu ei. Eu am aflat despre probleme din familie, despre culoarea preferată a soacrei, despre nașă. Se creează altfel de relație și de discuție da. Nu sunt doar un prestator și atât. Iar responsabilitatea plenerului în ziua respectivă e destul de mare, pentru că dacă ai uitat să dai un telefon sau nu ai citit un contract cum trebuie sau ai greșit un program, ai pus biserica la 3 și aia era programată la 4, nu prea ai cum să o scoți la modul acesta. Asta ar fi o preconcepție din partea oamenilor. Că nu înțeleg, poate, și timpul care trebuie alocat înainte, și cumva toate cunoștințele pe care noi le dobândim, și experiența de la un eveniment la altul, n-ai cum să le afli din altă parte, pentru că și de la un an la altul, noi vedem toate schimbările din restaurante, cu furnizori, vedem plusurile lor, minusurile din partea clienților, suntem o mediere, așa, continuă între tot ce se întâmplă. Un alt aspect destul de. Not funny e, era cel puțin că nu mai este din partea managerilor de restaurant. Prima printre primele interacțiuni pe care le-am avut, acolo am primit cel mai mare hate. Cumva Nu erați în serios, nu? Vii tu la mine acasă și îmi spui ce să fac. Asta era atitudinea. Că eu am restaurant de nu știu câți ani și eu știu și eu aia și pe mine nu mă interesează cu ce iau just pe oamenii ăștia până la ora 8 seara, că de la ora 8 fac eu. Ok ușor, ușor am început să le explicăm, să înțeleagă de fapt că nu la asta se rezumă, că eu n-am să intru la tine în bucătărie să-ți spun cum să gătești carnea sau alte lucruri. Dar ajungeam la evenimente și bă, spuneam, ați făcut programul nunții, la ce oră servește la ce ora aia? la ce ora aia? Nu. Bun, pe păi, ei dansează la șapte, nu că eu servesc mâncarea la șapte. Pe păi, nu ai cum să și dansăm, să și mâncăm la șapte, hai să ne organizăm. Au un moment special la zece jumătate. Păi nu, că eu vreau să servesc mâncarea la 11. Aici da. interveneau lucrurile și cu o comunicare bună între un organizator și un șef de sală sau un manager de restaurant, nota aceea va decurge impecabil. Cumva dacă se întârzie mâncarea un sfert de oră, șeful de sală vine și mă anunță pe mine, eu vorbesc cu formația, formația o mai lălăie, o mai întinde sau mai face un moment, nimeni nu o să-și dea seama că s-a întârziat sau nu mâncarea sau alte chestii. Pentru că, din nou, dacă ei servesc mâncarea și oamenii sunt la dans, Oamenii o să ajungă la mese și o să mănânce mâncarea rece. Care o să fie părerea? Că-i nașpa meniu de la restaurantul cu tărică. Sau ți-a mâncarea, am pățit și eu. A, până să te întorci. Până să te întorci, ți-a mâncarea. E o gură din mâncare și da. zici că te întorci după ce dansezi și continui să mănânci. Nu asta, mai găsești. Asta e o organizare da. deficitară. La asta se rezumă până la urmă. Plus, orice chestie care poate să apară pe parcursul evenimentului, e mult mai ușor de rezolvat dacă comunică două, trei persoane importante. Am avut uh, nunți la care am participat, nu le-am organizat, uh, a venit tortul, așa nu era. Sau a venit tortul, nu era așa fotograful, așa. că era la țigară. Adică ei nu au vorbit între ei, n-aveau o oră fixă. Cei de la bucătărie s-au hotărât, ok, hai să scoatem tortul, a făcut un semn la muzică și fotograful nu era. Și acolo mireasa și aștepta tortul, dar n-avea nimeni care să imortalizeze momentul. Care nu, e important pentru o mireasă. Că să nu scape tortul. Da, e important să-l vadă. Să -l... Cu tort, da, am văzut că este un trend acum să-l scape pe unul e fals. Un trend? Da. E un trend. Ah, eu am crezut, înseamnă că cele care le-am văzut -o erau chiar reale, au scăpat torturile. Posibil. -au făcut... A pornit de la un trend, cred că la sora Irinei Rimes sau ceva, unde ea i-a organizat ca și glumă, ca ospătarii să scape tortul de ca să-i vadă reacția. Era Aole. real. Nu, era încă un tort real Că și l-au scăpat. Ce au... fost ok, s-au dus cu o linguriță și au mâncat din el de pe <gânt> jos, de, de și pe așa acolo. ce mai a fost face? ok. <gânt> da. Dar Ai am mai văzut și <gânt> ar trebui să exemplu sau surpriză. <gânt> da. Ce Uite, e o face? chestie de genul ok, ce faci dacă se întâmplă? Asta este, tot încolo de tort. Mai mănânc o prăjitură. <gânt> Restul <gânt> lucrurilor au fost bine, eu sunt bine, m-am distrat. Da. Da, să nu, până la urmă, ce poți face? Faci un atac de panică acolo și nu mai poți să te distrezi da. <laughs> în continuare. Da. Dar uite, zi trendul, apropo de trenduri, trendul, pentru cei care își permit, bineînțeles, să aducă la anunți invitați surpriză, bine, și am văzut că mai fac chestia asta, sunt cântăreți, formații lăutari, nu știu, genul ăsta de persoane care vin ca și invitați surpriză, mm -hmm. Care costă uh -huh. destul de mult. Da, dacă ar fi. Tu ai făcut nunta, nu? Da. tu ai făcut-o. Deci, tu ai avut DJ-i în formație. Am avut formație. formație. Ei, eu mă gândesc, merită să faci chestia asta pentru banii respectivi. Tu, de exemplu, dacă ar fi să vorbim de tine, tu ai face chestia asta acum. Hmm. Din prins mai și hmm. evenimentul la care ai fost. Că, na, ai văzut. Bine, nu te poți pune cu dorința omului exact. că vrea el să facă exact. asta, că banii lui, el normal, dar îi zic... Că... La, la mine la nuntă, eu aș vrut să o aduc pe Delia să cânte. Da, care la are un momentul, destul de da, La momentul respectiv, era undeva la 10.000 de euro da. pentru un program sau două, plus transport, cazare, în anumite condiții, un anumit sistem de scule care trebuia închiriat extra și alte lucruri de genul. Și mi-am dat seama că nu-mi permit. Pe de altă parte, am mai avut anul ăsta și anul, anii următori, am evenimente la care vin interpreți de rang național să cânte. Oamenii, când își aleg un astfel de moment, nu clar nu o să împartă, ok, mă costă 6.000 de euro să vină cu tărică, împart eu la 200 de oameni, 30 de euro de persoană costă. Niciun caz nu o să calculeze așa. Ei se gândesc, care altă ocazie o mai am eu în viață, astfel încât să merite să-l aduc sau să fie oportună? Că dacă sărbătoresc eu 30 de ani, nu merită să... Sau nu sunt destui oameni. Și se gândesc cumva, sunt și toți invitații alături de mine, toți prietenii, toată familia o să-i bucure și pe ei. Da, e și momentul meu de fală la urma urmei, că eu pot și îmi permit. Costurile sunt mari. Nu aș recomanda la modul să faci împrumut ca să ți aduci un interpret sau să rămâi cu datorii incredibile, dar dacă ai posibilitate și este ceva ce pe tine te mulțumește, te mulțumește da. da. am mai avut evenimente care inițial oamenii erau destul de reticenți când primeau invitația și în momentul în care uh, le spunea: "Știi că uite, o să vină cu tărică să cânte." Venea. A da, vin. Și deci confirmau aia. pe loc și veneau. E și o metodă să atrage. Da, e apartenența, bine, acum mai le story-uri, live-uri și postări și poze și tot ce înseamnă, am fost la evenimentul la care a venit X sau m-am pozat cu ăla sau l-am văzut, am stat de vorbă cu el, am dansat pe muzică cântată de... Cam asta da. se întâmplă, cred că, oricum, în partea asta de influență și persoane publice, că sunt persoane pe care nu le poți vedea și cu care nu poți interacționa real. Da. Iar dacă ai uh, bucuria să alegi niște persoane care sunt foarte de treabă și în timpul liber, <laughs> nu doar cât își fac numărul pe scenă, da. cum am avut vara asta destul de mulți artiști, Chiar dacă sunt din zona de muzică lăutărească, să spunem, sau de manele. Bine, ăștia cred că sunt cei mai solicitați. Sunt cei mai solicitați da. pentru că fac. Atmosferă, show atmosferă, da. da? și atmosferă. Oamenii au fost foarte de treabă și. adică nu și-au făcut numărul și după aia s-au dus și s-au ascuns undeva și nu-i găseai. Nu, au făcut poze cu toată lumea, au stat de vorbă, au mers la bar, au băușaturi, au discutat despre politică la un moment dat, adică au interacționat cu oamenii respectivi. N-a venit doar pentru 40 de minute și a luat banii și a plecat. Și le-a permis da. tuturor să-l cunoască, să stea de vorbă, să da. fie da. o interacțiune. Da, bine, asta cu împrumutatul da. la bănci, eu nu cred că face cineva lucrul acesta ca să facă nuntă. Am avut. Serios? Am avut un socru care a dorit ceva special. Da, cumva ah. eu sunt mai tare decât socru cu tărică. Era o competiție. Aha, și s-au uh, <laughs> vrut da, să Da, da, da. Ca da. să fie, e surpriza din partea lui Socru mare, știi? <laughs> da, dar apropo de Socru și soacre, soacre intervin, nu pe când. <laughs> Mai intervin! <laughs> Mai mult decât aș vrea eu uneori, sau ar vrea Miri, de fapt. Eu îi întreb tot timpul pe miri la o primă discuție în câte persoane se iau deciziile, ca să știu ce fel de comunicare o să avem. Că una e să discute doar ei doi și îmi comunică mie în câteva zile, și una e să se pună de acord 4, 6, 8 oameni și o să dureze mai mult să luăm niște decizii, de multe ori au intenții bune. De cele mai multe ori sunt cu intenții bune, cum știu ei că se face, sau ca să-și mulțumească rudele și neamurile. Doar că nu mai țin cont de viziunea tinerilor, să zic, și ce interesează pe ei și își bagă așa, mamă, trebuie. Dar de ce trebuie? Că acest trebuie eu nu prea îl înțeleg, că așa se face. Nu, Așa se face că vreți nu. voi, sau era pe da. vremea voastră? Și acum. de cele mai multe ori, mirii își plătesc evenimentul, adică nu se bazează pe ajutorul părinților și clar ei nu înțeleg, păi de ce aș cheltui din bugetul meu bani pe ceva care pe mine nu mă reprezintă și nu cred și nu face plăcere, când aș putea să-l aloc pe altceva. Dar cu o comunicare mai... Da detaliată să spun, se rezolvă lucrurile. Mai este și varianta că ți un planner și dai vina pe el. Ai pățit Da. De vezi că mama vrea așa și eu i-am zis că tu nu ești de acord. <laughs> și erau ok, bine. Și când mă întâlneam cu doamna respectivă, se uita așa la mine, cine ești tu și ce. Ia zic, ce problemă mi-au. Dați la mine că eu încasez. Am avut unde am mers și am făcut cunoștință cu Mirina și, și ambii, ambele familii. M-au invitat la o masă cu ei, cum ei vor să te cunoască pe tine, tu să-i cunoști pe ei, ca să-ți dai seama ce fel de eveniment o să avem noi. Oamenii foarte ok, ne-am înțeles, a fost totul în regulă, fiecare și-a spus părerea, acolo s-au trasat niște chestii, cumva eu eram. Eu redactam ce se discuta și, ce și le spuneam diferite lucruri, iar la o discuție de genul ăsta de două, trei ore la o masă, cumva toată lumea s-a pus de acord și cu ce a rămas scris pe hârtie, așa a rămas. Nu au mai fost modificări și mi s-a părut super benefic. Da. Decât Mireasa merge în familia ei, adună niște informații, Mirele merge în familia lui, adună informații și după aia se ceartă ei doi. De la chestii pe care nu le vrea niciunul. Da. Cam așa. Bine, da. Practic asta e în America. Am văzut în multe firme unde. Mm. E vorba de acest subiect, nuțile și wedding planner se întâlnește cu socrii da. din ambele familii, cu mirii, mai sunt și celelalte ceilal rude, surori, frați și așa mai departe. Merg și își dau cu părerea. Da, e cred că cel mai uh, practic. Ai reușit să pui la punct toate detaliile. Ar fi da. mai ușor. Eu înțeleg că sfaturile și ideile, normal că o să le primești la persoanele cele mai apropiate de tine, părinții, da. Sunt și ei printre ei, și e un moment important pentru ei, mai ales dacă sunt la prima nuntă din familia unui copil, chiar și la a doua. E important pentru ei, este un eveniment destul de mare, la care vor să aibă și aportul, și de ajutor, și de bidei, și de tot ce presupune. Da. Trebuie că este o cale din mijloc. Domnul Șar de onoare, încă mai sunt, nu? Mai puține. A, mai puține? Mai puține. Mă bucură și nu, adică văd uneori fetele, parcă le simt că sunt așa stingere și singure, miresele în ziua aia și n-au energia prietenelor apropiate, mm -hmm. dar am avut și nunți la care bo, au întârziat, nu le ajutau pe fete, erau venite doar ca să fie îmbrăcate frumos și să facă poză, știi? Și nu e ok. Păi rolul lor este să ce? să ajute Mireasa emoțional în primul rând, da. să nu întârzie la ora la care a rugat-o să vină pentru ședința foto sau pregătiri și în rest să fii tot timpul, eu domnișoară de onoare o văd tot timpul veselă și cu o energie bună și să spui vai, ești atât de frumoasă, da. dar ce ochi frumoasă ai, dar ți stă minunat, <laughs> uh, hai să-ți mai aranjezi un pic voalul, ai nevoie de o gură de apă, uite mănâncă o prăjitură. Pentru asta mi se pare că eu, o de onoare. păi, uh, am văzut niște filmulețe pe TikTok da, cu domnișoare de onoare de la noi din țară. O domnișoare de onoare care inclusiv în timpul slujbei de la biserică îi făcea da. vânt cu evantaiul ca exact. să se simtă ok, îi mai aranja un pic, cavalerul de onoare îi curăța în cazul în care era nevoie Sacol. Sacol, mm -hmm. da deci chestii de genul, știi? Până la urmă. E acel mic gest sau atenție care pe miri îi face să zâmbească sau îi relaxează sau simt energia prietenilor alături de ei. Și asta, de multe ori, la fel cum e și rolul nașilor. Tot asta insist: să nu întârzie, în primul rând. Cred că la jumătate din nunți ne decalăm programul pentru ca întârzia nașii. Și mi se pare că. Lipsă de respect, sau, așa? Da, da. Adică cumva lucrurile astea s-au discutat, nu? Adică tu știai la ce oră începem pregătirile, știai la ce oră trebuie să-ți faci programarea la coafor, că înțeleg, fiecare, mai au copii, au programări, dar tu când ai fost? Nu ai fi vrut Știi? să fie la fel, da? Da, adică și de cele da. mai multe ori naști și sunt cam de aceeași vârstă cu mirii sau tineri sau au trecut prin experiența anunții acum 2-3 ani, nu poți să zici că ai uitat sau nu mai știi emoția respectivă. Și trebuie da. să fie veseli, tot așa. Îți plac florile nașa, așa, sunt minunate. Orice părere ai, ori n-o zici, ori o zici peste o săptămână. O ții pentru tine. E bine șampania, e, e perfect. Vrei să mergi la poze? Mergi. Nu vrei să mergi? Nu mergi. Ne vedem la restaurant, dar cu un zâmbet. Nu vezi o nașă că stă tristă pe un scaun și nu-i convine sau ceva, nu-i place ei. Că nu-i despre ea. Da, până la urmă, și evenimentul e unul fericit, e vorba de o nuntă, da. nu? Oamenii trebuie trebui să fie bucuroși să și despre, despre doi oameni, Fie teoretic, da. despre mireasă mai mult, dar... Bine, într da. adevăr Doi oameni. Doi oameni, unul și jumate. Da, da, da. un uh, șevale din acesta de întâmpinare care a zis că ar trebui implementat. Bine, ai venit la nunta Andrei, și undeva mai jos, și a lui Ciprian. Da, uite, ei sunt mulțumiți că dacă nu sunt în centrul atenției, își văd de treaba lor. cu, băieții, da, cu Mulți dintre miri nici da, nu vor atenția nici aceea excesivă asupra lor. Ei. Da. Deci, anul ăsta deja ești în priză cu da. programările, cu rezervările. Anul ăsta sunt destul de multe evenimente. Nu zic, mai am vreo două-trei locuri libere care s-ar putea să le ocup, zic eu, sper, și pe 2025 cam la jumătate din, din capacitate, mm -hmm. să spun așa. Dar, e dar un sunt fine. doar în weekend sau și în timpul săptămânii? În general doar în weekend. weekend. S-a reluat obiceiul um, nostru. Un... Da, nostru. <laughs> tocmai ca să ai șansa să-ți vină câți mai mulți dintre invitați, mai ales că anul trecut au fost probleme la capitolul ăsta, din liste de 200 de oameni venea 100 ceea ce e cam greu, îți dă calculele peste cap destul de tare, normal. sălile au minim de persoane, trebuie să plătești meniurile sau ți-ai luat o formație mai scumpă la un anumit calcul, nu prea mai iese calculul, dar zilele de sâmbătă e cea mai mare bătălie, duminica... Da. Înseamnă că o să avem ce discuta. Da. La, ăsta. la final de sezon, chiar sunt curioasă să se prima, așa. primul eveniment? Pe 9 martie. A, e... Dar nu e post? Nu, e înainte de post. E înainte de post. E înainte de post. o că care avea pe 15 iunie evenimentul, a rămas însărcinată și m-au sunat în Delta Dunării. În Delta? Da, merg în Delta, în Martie. Abia și ce? Dar ce anume fac? Cum fac? E, sta, e un restaurant acolo? Un o restaurant, la... Da. O chestie foarte amuzantă... Ei a... sunt din Iași sau sunt de acolo? Sunt de acolo. A, am sunt înțeles. De acolo. a da. mă gândeam că sunt din Iași și vor neapărat să facă acolo în. Nu, 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 nu. Sunt din zona respectivă, dar nu găseam un restaurant care să aibă căldură. Ei au sezonul din aprilie până în septembrie, cred, sau ceva de genul acesta, și locațiile lor, efectiv, nu au centrală, nu au calorifere. Și când a trebuit da, să mutăm... Ba da, când a trebuit <laughs> să mutăm evenimentul, m-am lovit de chestia asta care nu m-aș fi gândit că ar putea fi o problemă, Păi noi nu avem căldură în martie. Și am spus să nu aveți căldură în martie. Păi nu, că noi funcționăm din atât până în atât. Și a trebuit să găsim o locație care era în curs de implementare de a-și pune un sistem de căldură. În vreo două, trei săptămâni m-au sunat și mi-au confirmat că e tot ok și că au făcut probele și am mutat evenimentul. Da, bună asta. Da, da. Iar apoi următorul e pe 19 mai în Iași. Uh -huh. Iar de acolo tot Mare avem foarte, până... Nu? cred că, nu, mai am, mai am câteva, mai am Botoșani, mai am Suceava. A, aici, da, aproape de noi, da. Relativ. Împărțite, da. așa, câte un pic. Da, da. Ei, să fie. Și să umple și agenda. Da. să fie și câștigătorii anunțați, că îți dai seama, cred că cei care au cumpărat Foarte deja mult să... îmi doresc. Foarte mult îmi doresc să atingem targetul de agende ca să putem face concursul respectiv. Aș vrea să am niște finaliști, să fie votați de public cea mai faină poveste, sau cuplul cel mai interesant, acela să câștige și de acolo să începem planificarea cu ei. Dar da. să reușim să ne acoperim costurile, că o nuntă gratuită e destul de costisitor. Da, o nuntă, în general, e destul da. de costisitoare. Oricum, noi te așteptăm aici să mai vorbim când mai poți Cu drag. să fii. Că, na, dacă începe sezonul, clar, o să fie mai aglomerată, dar o să ne organizăm noi cumva. Sigur. Ce zici, spor să ai... Mulțumesc, să fie. <laughs> să fie, da, și să iasă toate bine. <laughs> să nu ai după aia hateri haterii din ăștia prea mulți, că na, oricum apar, indiferent de cât de bine ai face, dar măcar să fii tu liniștită că ai făcut treburile. Îți bune da. toate părerile. <laughs> da. Îți mulțumim, Delea, de și să ai o zi frumoasă și să ne revedem cu bine. Mult succes cu emisiunea. Mulțumim. Vă mulțumim și dumneavoastră, bineînțeles, că ne-ați urmărit și nu uitați, dați share like, nu fiți hateri. <laughs> Și vă reamintesc că puteți să achiziționați pe site-ul balcan.ro produse de toate felurile, de la suplimente pentru imunitate, la shake-uri pentru cei care merg la sală. Achiziționați cu reducere de 10% dacă folosiți codul de reducere BZI10. Deci nu ratați oferta, eu încă o dată vă mulțumesc și rămâneți alături de noi.